ăla? Nu, am pus frâna. Frâna de aia, de mână, de aia, cu buton. Sarona. Nu e problemă, locația e la primărie, cam sala mare de ședință, unde se pot face, nu e problemă. Dar important este că trebuie să veniți într-o zi când e și persoana. Trebuie să facem și viață. Trebuie să avem poze de așa. Trebuie să facem și viață. Vreau să vă spun că din 2012, de când am ieșit primar, mi s-a aprobat două proiecte, asfaltare Merei Ogrăzile și apă Lipia. Deja în Merei Ogrăzile, cu asfaltarea Merei Ogrăzile, suntem la stadiu de 80% asfaltat. Mai avem o parte 20% care până la sfârșitul anului am înțeles că ni se va aloca bani ca să terminăm acest proiect. Sper că până la sfârșitul anului toate străzile care au fost în proiect să pot să le asfaltez. Urmând ca după asfaltare, cred că nu mai avem timp anul ăsta, dar cred că în primăvară vom veni cu rigole betonate, traversări și, bineînțeles, șanțuri ce trebuie făcute la acest proiect. Condiții ca la oraș, aici pe ulițe. Așa este, vreau să vă spun că Ogrăzile n-a avut niciun metru de asfalt. Oamenii sunt foarte bucuroși și la ora actuală aproape toate străzile din satul Ogrăzile sunt asfaltate. Să ne ziceți.
Aia să ne zice și nouă. Dar veniți aici puțin. Ne pare bine că ne-a făcut asfalt pe-n sat, altceva ce să zicem. Ne pare bine că e bun primarul. Vă gândeați alte... vreodată să aveți asfalt pe ulițe? Nu ne gândeam până acum, nu. De când a intrat acel primar, ne-a făcut asfalt pe-n sat. Zicea că ne face o stație aici la colț, lângă gardul nostru aici, pentru taxi max, pentru autobuz. S-a promis, trebuie să facă domnul primar, că așa ne-a promis. Aveți cum ne-a promis cu asfaltul, așa ni s-a făcut. Apă aveți? Da, avem, ne-am băgat apă, da. Da, 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 domnul primar, tot așa. Tot satul ne-a băgat apă în sat. Ne chinuiam cu puțul de-acoalea, discoteam apă. Dar de când a intrat domnul primar, ne-a băgat și apă și asfalt, ca la oraș. Ce să zicem altceva, e bun primar. Se lupte să statul se legat bani și să rămână al lor. Să fie și de timp. No? Ce vede, da? Poate așa? Da. Și acum unde mergem? La Lipia. O clădire modernă care a costat 100.000 de euro. Ce veți face aici? Această clădire va fi un centru de informare turistic care este făcut pe GAL, pe fonduri europene. Noi ca și construcția am și terminat, urmând ca să facem dotările și să dăm în funcțiune. Sperăm ca până la sfârșitul noiembrie să dăm în funcțiune. Deci, practic, turistul când va ajunge în orice stațiune? Turist străin care vine se va opri la acest centru de informare turistic, se va informa ce pensiuni sunt cu la ce categorie, clase, câte locuri, ce confort au și de aici se poate pune toate și unde sunt libere, mai ales camere. Plus că se vor putea informa despre traseele turistice din zonă. Bineînțeles, și traseele turistice din zonă și ce pot vedea în această stațiune. Mai ales că avem și legătura între Munteanu și Tisău, acel drum care este și care e foarte frumos. Și lumea care vine în alt județ trebuie informată. Sătenii din Lipia au condiții pentru tratament, condiții de investigații medicale, la fel ca la oraș. Aveți un... Da, am făcut o clădire nouă, unde avem dispensar uman și farmacie. Am decis ca și farmacia și dispensarul uman să fie alături de... să fie aproape una de cealaltă, ca pacientul care vine și ia tratament să poată să-și ia și medicamentele în același spațiu. Ce preconizați? Ce investiții preconizați pentru anul viitor aici în zonă? Vreau să termin apa,
care sperăm ca în maxim o lună jumate să putem să facem brașele la oameni. Apoi am două proiecte pe Lipia. Am un proiect care deja este licitat de asfaltare Merei Lipia și o parte de un kilometru și ceva în satul Lipia. Și încă un proiect tot de asfaltare pe 5 km jumate în satul Lipia. Vreau să vă spun că satul Lipia e cel mai mare sat din comuna Merei, cu o populație de 2000 de locuitori și e o suprafață foarte mare și întinsă. Apoi deja lucrez acum la reabilitarea unei foste școli vechi, care vreau să fac o grădiniță frumoasă, ca și copiii să aibă spațiu de joacă în această clădire. Și bineînțeles căminul cultural, care deja l-am terminat și deja au început lumea să vină să facă nunți, botezuri și cununii civile în acest cămin. Și am multe de rezolvat, dar asta cu ajutorul cetățenilor să pot să mai continui și încă un an de zile, ca mandat de, încă un an de mandat în comuna Merei. Să vă uitați puțin la mine.